7 femei, toate angajate ale unei fabrici din zona industrială vest, au ajuns de urgență în dimineața zilei de 11 februarie la Spitalul Clinic Județean Sibiu în urma unei intoxicații cu o substanță necunoscută până în acest moment. Pacienții prezentau cefalee, greață și iritații ale căilor respiratorii superioare în urma inhalării unor substanțe necunoscute. Starea lor este acum stabilă, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean Sibiu. Alți angajați la companiile din zonă spun că au văzut ieșind fum din fabrică și că mai multe ambulanțe au fost chemate de urgență. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu au declarat însă că nu a fost vorba despre un incendiu, angajații intoxicându-se cu o substanță emanată de utilajele din fabrică. Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu a anunțat că este vorba despre un accident colectiv de muncă. În urma incidentului, numai puțin de 2 hale de producție fiind evacuate. Numărul angajaților companiei care au avut nevoie de îngrijiri medicale este mult mai mare, însă doar o parte au necesitat transportarea la spital, scrie turnulsfatului.ro.